povestim cu Maria despre începutul carierei, despre colaborarea cu Solaris, după care a apărut Direcția 5 și Timpuri Noi. Cum ai ajuns la direcție, Maria? Nu mai știu cum am cunoscut eu pe Radu Clondescu. Hai, un pic mai aproape. A, așa. Păi prin intermediul lui Radu Clondescu, care organiza atunci Festivalul București, dacă mai ții tu minte, unde a venit Bonnie Taylor și nu mai știu da, cine, da, da. Jennifer Rush, și au venit mai mulți artiști și nu mai ții minte exact cum l-am cunoscut pe Radu. O să mă certe pentru asta, dar vă rog. Prin el, practic, am ajuns la Marian Ionescu și el mi-a zis hai să cântăm, să vii să dai un... Ai făcut o audiție? Da, 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 da. Am cântat ceva, le-a plăcut și... Nu mai țin minte, când ai fost tu la direcție, mai era Loredana? Nu, Loredana a venit mult după. A fost după? Mult după, da. Asta se întâmpla în 93. Da, Loredana a venit prin 96. Parcă prin 96 a venit Loredana la direcție. Cam nu așa mai știu așa. Exact, dar da. Oricum, eu am cântat cu ei cam un an, după care am ajuns în 95 la Timpuri Noi... Și în 96, spre finalul anului, l-am întâlnit pe Romeo Vanica Junior, iar în 97, practic, am dat drumul la proiectul Van Noise, exact. A fost o trecere abruptă, din punct de vedere muzical, de la direcție la Timpuri Noi. Ai trecut de la... Și de la, de la rock la care, Dream care, House, o da, trecere da, da. Șocantă, dură. Zim cum a fost prima dată când ai trecut de la direcție la Timpuri Noi. Pentru că, în primul rând, mesajul social pe care îl are permanent Timpuri Noi față de mesajul de dragoste care începuse să apară atunci la Marian Ionescu, încă nu era cristalizat, ulterior a devenit mai clar. Cum te-ai simțit? Tu ai trecut de la ceva mai soft la mai dur, da, și la și mai dur. Noi, eu fiind în perioada de formare, pentru mine... Nu era o problemă? Cântai altceva? Cântam altceva tocmai, pentru că era o provocare și era altceva. Dar chiar vocal, aveai alte... E adevărat, erau alte pasaje de cântat diferite, sigur. Dar pentru mine, toată perioada asta, de la 14 până la... să zicem 25, în care am fost în continuă formare și pot să spun că și acum sunt, nu? Că învățăm tot timpul și experimentăm. Corect. De obicei am făcut cam ce am simțit sau din fericire pot să spun că am avut posibilitatea să fac ce simt. Iar pentru mine perioadele astea au însemnat experiență. Știi? Că a fost ceva nou, nou, cânt altceva, wow, hai să vedem cu ce se mănâncă chestia asta, hai să învăț. Zi-mi pentru acea perioadă, unde ți-ai simțit sufletul mai aproape sau unde ți s-a lipit așa mai mult inima pe această perioadă de formare? Până, să zicem, până la Van Noise, deci până ai ajuns la Van Noise. E greu de spus că au fost momente deosebite cu fiecare trupă în parte, adică am avut un concert la un moment dat cu Timpuri Noi, în care Dan Iliescu mi-a propus să cânt o altă piesă față de ce cântau ei, pentru că era o cântare de club, era lansarea unui club, o chestie de asta, și trebuia să fie o chestie mai complexă, știi, un repertoriu mai complex. Și eu am cântat atunci But I Still Haven't Found What I'm Looking For You Too. Exact. Și după concert, pe lângă faptul că lumea a strigat bis după ce am cântat, lucru care m-a uimit, pentru că eu nu eram atât de sigură pe mine și nu eram atât de convinsă că pot face față singură și m-a uimit și după concert a venit un tip la mine și mi-a spus că sunt cea mai bună Bono Vox în variantă, cel mai bun Bono Vox în variantă feminină. Da, știi? Cel mai bun Bono feminin era. Da, și a fost foarte, foarte frumos. Au fost niște stări speciale, concertele, fiecare concert în parte... a fost special, publicul de atunci era înnebunit să asculte muzică bună, erau devoratori de muzică bună, știi? Da, și foarte frumos. Nu pot să-ți spun exact, pentru că fiecare trupă avea personalitatea ei, de la fiecare am învățat altceva, erau alte stări, știi? Dar per total au fost niște
perioade benefice pentru mine. Și uite, un pas absolut uriaș, treci de la timpuri noi la Van Noise. E un pas absolut uriaș. Cum e posibil așa ceva? Nu, e posibil, e posibil. Păi hai să-ți spun cum s-a întâmplat. Am fost tot timpul deschisă și spre alte genuri, știi? Adică dacă atâta timp cât am simțit să fac lucrul ăsta, l-am făcut, știi? Iar Romeo Vanica, practic, erau ideile lui, erau compozițiile lui, orchestrațiile lui și avea nevoie de o solistă și întâmplător chiar stăteam unul lângă altul, eram la o stație unul de altul, știi? Și ne-am cunoscut prin Tino Furtună de la Holograf și am realizat că suntem, comunicăm foarte bine, suntem compatibili muzical, că m-am implicat mai mult decât o simplă solistă, hai că vin să cânt cu tine, am pas cu pas e făcută împreună, de exemplu, textele de atunci erau făcute de mine, o parte din ele sau jumate chiar. Ia să te întreb ceva ce nu-ți place. Sau s-ar putea să-ți placă, nu știu. Dar hai să te întreb ceva ce eu dacă aș fi tu nu mi-ar plăcea. Ia, sau... Păi e mai greu sau e mai ușor să cânti ce ai cântat la Van Noise față de timpuri noi sau direcție? Păi în primul rând... Stai puțin. Deci e mai greu pentru că eram în față. Așa. Practic. Da. Deci responsabilitatea era mult mai mare. Deci la Van Noise deja tu nu mai erai blonda din backing, da? Sau fata din backing, sau bruneta din backing, oricum vrei. Nu sau, mai erai fata sau din Maria backing. De la backing, că așa sau, strigau sau toți. Maria deja de la backing, da? Deci nu mai erai Maria de la backing, erai solista unei trupe. Deci ca și amplasare fizică erai vreo 2 metri mai în față pe scenă. E adevărat, dar uite, la timpul noi, de exemplu, erau piese unde practic îl dublam pe Artanu, știi? Și aveam și intervențiile mele, deci nu-i făceam doar voci, să zicem. Da. Voci. Dar să faci backing este foarte greu, nu este simplu. Deci în același timp, pot să spun că era cumva la fel de greu. Era o altfel de responsabilitate, era altceva. Dar tu ți-ai dat seama că din momentul ăla de când ai trecut la Van Noise, tu, de fapt, ai trecut de la cariera ta de artist în plan secundar la artist nu mi-am dat seama. Care, artist care a devenit imagine? Pentru că din momentul ăla tu ai devenit imagine. Aceasta a fost, de fapt, transformarea majoră care s-a produs pentru profilul tău. Cum da? Spune un prieten, ai devenit brand. Da. Nu, n-am realizat atunci. Asta a fost transformarea majoră. Că tu ai trecut de la... O Marie simplă. Sună Vanica. Da, te sună? Înseamnă că te ascultă. Zici să dea repede pe 103,4 zi. Să dea pe 103,4. Poți să trimit un mesaj în pauză. Păi uite, hai să te las să vorbești cu el, fii atent. Că se intimidează, hai să nu-l luăm așa din... Da, nu, îi dai numai pe ce să asculte. Să ascultăm noi piesa care ai avut-o la Eurovision, da?